17/2019 privind codul administrativ, în termenul dispoziției articolului 96 alineatul 1 litera B, articolul 97 alineatul 1, articolul 200 din nou, din numărul 57/2019, privind codul administrativ dispune. Se convoacă Consiliul Local Comunal în ședință extraordinară, dată de 29 martie 2020, ore 16:30, la sediul Consiliului Local Mănăstirea Cași, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de, cu titlu Eficientizare sistemului de iluminat public din Comuna Mănăstirea Cași, din localitățile Părfulești, Scutaru și Lupești, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Comunei Mănăstirea Cași de Tupacău. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunei Mănăstirea Cași pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 20.04.2023/21 04-2023. Îți două date? Da. Dacă nu inform... Am înțeles. Și lucru, faptul de veți. Materialele scrise pe ordine de zi se comunică secretarul Comisiei de Specialitate de Consiliul Local Mănăstirea Cași și Județul Bacău, Comisiei de Specialitate al Consiliului Local Comunal Mănăstirea Cași și Județul Bacău, pentru avizarea proiectelor de hotărâre scrise pe proiectul ordinei de zi sunt Comisia 1. Pentru program de dezvoltare economică bugetară, buget, finanțe, administrație. Nu. Asta nu trebuie. Ați comisit din care da. Și te supunem la votul de azi. Cine este pentru? Vin și eu cu o completare, care fiecare dată. Ieri am primit de la ADIS să... O am să vă citesc decizia Consiliului de Administrație a ADIS-ului privind analizarea și respingerea cererii de modificare sau ajustarea tarifelor propuse de către SC Compania Romprest. Ne-au transmis documentele necesare însoțite de propunerea de respingere și noi trebuie să spunem că suntem și noi de acord cu respingerea prețurilor de la Romprest. Asta ar fi o hotărâre. Și a doua hotărâre e rectificarea cercare bugetului loc. Dacă sunteți de acord? Da. Cine este pentru? Toată lumea, împotrivă. Supunem la vot și procesul verbal de ședința trecută. Cine este pentru? Împotrivă? Da, la unanimită. Doamna primar, vreau să ne prezentați primul punct. Noi știți că am lucrat până acum la primul proiect de iluminat stradal, în care am încăput în primul proiect 407 lămpi din total de 950 care le deține comuna. În august 2022 am mai depus un proiect pe AFM să continuăm această investiție privind iluminatul public. Am fost acceptați și acum, ca să trecem în etapa a doua, avem de încărcat pe site-ul AFM-ului DALIU, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și hotărârea noastră în care aprobăm inclusiv indicatorii tehnico-economice. Deci, practic, aprobăm astăzi documentația tehnico-economică, aprobăm asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor de implementarea proiectului și care nu sunt finanțate de AFM. La articolul 3, până la finalizarea contractului de finanțare cu Comuna Mănăstirea Cași, va respecta cerința programului cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. În acest sens, furnizarea, prestarea serviciului de iluminat public se va realiza prin intermediul unui operator, în conformitate cu prevederile articolului 3 alineatul 4 din legea numărul 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,
cu modificări și completări de ulterioare, care prevede că serviciile de utilități publice sunt furnizate sau prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți. În acest sens, se aprobă elaborarea documentațiilor tehnice necesare începerii procedurilor de delegare a gestiunii privind serviciul de iluminat public. La articolul 4, persoana desemnată să reprezinte Comuna Mânăstrea Cașa în relația cu administrația Fondului de Mediu este primarul. Totodată am să vă citesc și fișa tehnică. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 1.042.679 de lei, din care 999.600 de lei din bugetul alocat prin program și 43.079 de lei cheltuieli neeligibile, adică de la bugetul local. Am venit chiar și cu Dariu, care l-am aici. În acest proiect se vor demonta 207 bucăți de aparate de iluminat existente. Prin implementarea acestui proiect suntem obligați să punem pe fiecare stâlp în parte. Nu mai faci unul da, unul da. Ești obligat de acest... Și se vor monta 300 de aparate de iluminat cu tehnologie LED. Ținând cont de clasa sistemului de iluminat, se va implementa un sistem de telegestiune pentru fiecare aparat de iluminat. Și prin al doilea proiect, vreau să vă spun că finalizăm tot Pârvuleștiu, tot Lupeștiu și intră și strada Ion Misir din Mănăstirea Cașa, prin al doilea proiect. În primul proiect era scutarul, tot ce ține de drumul județean. Deci tot ce ține de drumul județean, suntem în primul proiect, care suntem deja în faza de proiect tehnic. Vom lua autorizația de construire, după care vom scoate PSA, achiziția, inclusiv delegarea de gestiune, exact ceea ce spunem aici și în care este modelul AFM-ului, prin care suntem obligați să dăm serviciu de delegare. Deci nu mai avem voie noi de aici, mai mergem, mai butonăm, nu mai există. Deci atunci vom avea un serviciu public care va gestiona serviciul nostru de iluminat. Și, așa cum vă spuneam, până la 950 ne mai rămân descoperite niște străzi care, la acest moment, deja avem LED pe acele străzi. Asta este avantajul. Adică consumul nu o să fie chiar atât de deosebit, dar în momentul în care vom prinde o nouă linie de finanțare, ne vom pune din nou pe AFM și vom termina tot cu una. Asta ce pot să vă asigur. Și vom avea un sistem inteligent la nivelul comunei, în sensul că nu vom mai fi nevoit să stingem lumina așa cum procedăm acum, pentru că din acea telegestiune poți să-i dai să ardă 10%, 20%, dar becul tot va arde. Intensitate. Și atunci, ăsta este cel de-al doilea proiect de iluminat, care îl aprobăm astăzi, după care putem să-i dăm drumul lucru și la acest proiect. Deci cum sună hotărârea asta? Eficient. Aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economice ai obiectivului de investiții, eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Mănăstirea Cașa, localitățile Pârvulești, Cutarul Lupești, județul Bacău. Deci, proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii obiectivului. Asta e. Eficientizarea sistemului. Cine este pentru? Nu cred să o pune cineva. Facem pentru toți, pentru noi aici facem. Nu facem pentru nimeni. Bun, trecem la mic. Punctul 2, nu? Da. Punctul 2 care era cu... Da, în completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Comunii Mănăstirea Cașa. Bun, este vreo să introduceți... Păi, suntem obligați, odată ce am achiziționat acest autocredă, contabilitatea să-l înregistreze, suntem obligați să facem acele hârtii de la contabilitate, să le transmitem a firmului prin care au intrat, e întreagă procedură, să nu credeți că e atât de simplu. El a venit acasă, dar noi acum,
inclusiv avize de la DSP, DSRSA și la mediu, că închidem proiectul. Deci am depus o dată la începutul proiectului, iar acum l-am închis închiderea proiectului. Iar după ce am terminat toată această documentație, care vreau să vă asigur că este o listă cam așa de lungă, pe care o transmitem afirului, vor veni în control și ei să vadă utilajul. După cum știți, inclusiv afișul pe care am fost obligat să-l punem pe primărie, există mai multă transparență decât atât. Și vreau să vă spun, dar să vă spuneți pentru toată oameni. De ce trebuie în domeniul privat, ca să fie de telemetru, că mulți nu înțeleg. Bă, că o să face cineva firmă, explicați exact cum stau lucrurile cu privat. Deci cine spune că poți de la primărie să este foarte ceva. Este foarte important asta, ca să aud toată lumea. Da. Deci, avem două, la nivelul primărie, patrimoniu, există un domeniu public și un domeniu privat. Domeniul public se află terenurile, drumurile, podurile, clădirile astea, clădirea primăriei. Tot ce înseamnă mijloace fixe. Mijloace fixe. Iar pe domeniul privat se află zona aceasta de la sector. Că utilaj, toate astea se află în zona aceea. Că-i mobilier, că-i calculator. Absolut, în zona de privat se găsesc aceste bunuri achiziționate și ele ca obiective de investiții pe primărie, dar care au un termen de viață, oameni. O durată de viață. Și în momentul ăsta, contabilitatea este obligată să facă amortizare 10, 20, 30. Acest domeniu privat al comunei scade. Pe când la public crește, că e vorba de terenuri sau de străzi pe care le asfaltezi și crește valoarea. Deci asta este explicația. Sunt lucruri contabilicești, sunt lucruri absolut legale. Noi nu facem după ureche aici. Respectăm legislația și asta ar trebui să fie foarte clar pentru cine încearcă să ducă în derizoriu munca acestor oameni din primărie. Am înțeles. Deci a fost destul de acest model de hotărâre îl avem de la fir. Deci suntem obligați să facem așa cum spun ei. Deci nu faci nimic stânga-dreapta. Deci îți dă una, tu trebuie să faci așa, regulamentul, ai clar. De ce s-au făcut lucrurile astea? Pentru că nu există suspiciuni. Suspiciuni sunt doar la... Asta se cheamă transparență. Ne merge și care încearcă să ducă în derizor. Da. Dar nu ai ce suspiciuni să ai, atâta timp cât este un fond european, bani europeni, care sunt foarte verificați. Uitați-vă! Inclusiv acel afiș se află acolo pentru că e vorba de costumele naționale achiziționate din afiș. Da. Vom pune și din partea cealaltă să umplem pereții ăștia, dar suntem obligați de afiș. Când vin oamenii în control, se uită. Ai afișat? Am înțeles și vorbesc cum se gândește. Da. Deci supunem la vot. Cine este pentru proiect de hotărâre privind așa, inventarul. Primaritate, da? Bun. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative comună Mănăstirea Cașu pentru ședința adunării generale acționarilor la 10 Compania Regională de Apă Bacău. Vă ne spun asta, sunteți? Da, sunteți. Știți că tot timpul cer la adunările adibului cu hotărâri din Consiliul Local, când îi vor voi adib, voi crap, indiferent ce au în... fiindcă noi facem parte din acel Consiliu de Administrație al lor, Asociația de Dezvoltare și tot, facem parte acolo, tot ce au să-și aprobe, vor hotărâre de Consiliul Local. Lucru care nu era până acum, până anul trecut, dar nu știu, au intervenit anumite chestii. Și hotărârea vine sub forma în care o dau ei, iar noi punem acolo dacă e pentru sau împotrivă. Deci Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașu în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului SECE CRA, PSA,
acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SECE Crave SA să voteze pentru în adunarea generală ordinară a acționarilor SECE Crave SA din 20.04.2023 sau 21.04.2023 la hotărârile prevăzute la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa SECE Crave. În cazul în care nu vor fi împlinite condițiile de cvorum pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor din data de 20.04, valabilitatea mandatului prevăzut la articolul 1 din prezenta se extinde pentru ședința din data de 21.04, menținându-se votul favorabil. Acum, la acest moment, da, imediat, e un, să spun așa, o gură de aer proaspăt pentru noi, ceea ce vedem pe ordinea de zi sau pe proiectul de, pe partea de investiții a Nivului și a Cravului efectiv. Deoarece Mănăstirea Camșin se află cu proiect de investiții pentru partea de canalizare și acea extindere de apă, da? Ar fi culmea, acum chiar nu avem motive să fim gică contra, că suntem în lista de investiții. Și ne dorim atât de mult toată această, toate aceste lucrări de prea multă vreme în comună ca la acest moment să nu susții ordinea de zi a Cravului. Vestea bună e că astăzi mi s-a spus la Consiliul Județean că am intrat în achiziție cu partea de canalizare și extindere de apă. Deci noi votăm să vedem toate prea astăzi să ne reșim. Eu să votez pentru că trimit un buletin de vot. Nu participăm la ședință. Da, supărăm. Cine este pentru? Nu, am vrut să întreb eu punctele alea 1 și 2 ce cu prin, că vreau să votați pentru. Da, dar nu au fost puse în adresă. N-ați trimis-o? Au fost puse. Da. Votați pentru la acest punct. Ce vreți să mi-e? Am dat un model de referat de aprobare. Imediat vă citesc că eu zic că au fost puse pe net, inclusiv adresa, da? Poate că nu am. Dar nu-i nicio problemă, nu vom citi. Era vorba că primeați să votați pentru la legat de punctele astea, dar nu știam și... O citesc imediat și... Trebuie să dau o pune la... Dar nu pot să fim cei ne ajută. Da. Trecem la revedeți după? Da, da, o să nu adică. Da. Hai să trecem. Punctul 5 acum. Respingerea pentru adis, nu? Da. Deci, ne admit că pe... O să nu am avut de zis și o citim imediat. Acea listă în care erau tarifele pe care noi le-am văzut și noi am respins în ședința de data trecută, dacă vă aduceți aminte. Acum, la nivelul adisului se respinge fișa de fundamentare din anexa care face parte integrată din prezenta decizie și cu propunerea de respingere. Și ne ducem pe ordinea de zi. Așa. Așa. Proiect de hotărâre privind analizarea și respingerea și aveți și aici e anexa cu prețurile. Da, ați avut, cred. Acum să le citesc. Nu. Au fost din... Nu. Da. Pe care noi l-am mai prezentat și la care noi am votat o dată. Că nu suntem de acord. Acum e foarte bine, așa la lucrurile când îi vot, deja l-am votat că suntem de acord cu respingerea din nou, că atunci am transmis că respingem mărirea prețurilor. Acum suntem de acord și cu... Trebuie să aveți și hotărârea Consiliului că suntem de acord. Cine este pentru? Am făcut acum trecem la public, de fapt, ăsta e 5, nu? Da. Rectificarea bugetară cu... Acum, dacă vreau să ne explicați cu rectificarea
interpretată, eu am înțeles. Mi-a spus da, parte, da. Deci, noi avem pe primul trimestru, știam că în primul trimestru al acestui an va veni această autogredă. Avem prins ca obiectiv, dacă o să ne uităm și pe lista obiectivelor de investiții, poziție pe primul trimestru cu această autogredă. Numai că autogredă a venit, oamenii au facturat, ca să depui toate această documentație în vederea obținerii banilor de la AFIR, înseamnă o întreagă documentație de care vă spuneam. Aviz de la DSP, aviz de la DSPSO, aviz de la mediu, pe care după ce le strângem pe toate și multe altele din lista aceea, păcate în probabil este așa proiectat, nu așa, după ce avem această listă, o vom depune la AFIR Iași, acolo mergem, după care, împreună cu tranșa de plată pe care o solicităm, adică plata acestui autocredit. Dar avem o problemă. Acești bani vor veni cam în 3-4 luni de la AFIR, că asta vor transmite, vor... Noi nu avem la dispoziție firmele respective decât 30 de zile prin contract. Așa am încheiat contract. În 30 de zile să le dăm bani. Știți că e venit de multă vreme. Noi trebuie să facem plata. Le-am spus oamenilor că vom deschide credite după rectificarea pe care o avem și în luna aprilie, prima săptămână de luna aprilie, vom face plata și în așa fel încât să meargă lucrurile cum ar trebui. Am înțeles și că e eficientul bugetar. Nu, dar așa se deschide credite. Așa se cheamă. În limbajul contabilicesc. În limbajul contabilicesc. Să deci cu credite, acolo așa merge. Deci nu ați credit la bancă. Nu, nu, nu. Dar scrie clar, din excedent. Din excedent bugetar. Da. Pe de care am fost pregătit. Da. 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 Și când vin banii, punem înapoi. Exact, asta este. Numai că nu avem timpul. Nu e normal să pui pe om să aștepte atât banii. Plus că așa am încheiat contractul. E o clauză. Vom plăti pe urmă penalități firmei. Chiar e un cel vicios care nu are sens să... Putea să stipulați în contract cu banii incasați în momentul de la timp. Putea. Dar nu vreau eu să vă mai aduc. Nu mai veneau. Nu mai veneau. Nu mai veneau. Vă dați seama că nu mai venea nimeni. Adică dumneavoastră trebuiați banii pe... Păi i-au plătit acolo. Știu, știu, știu. Ți dau că se putea face? Nu, nu venea nimeni. Nu înțeleg. Bun. Să putea penalități. Nu, nu venea. Dacă nu ai bani, el zice, bă, îți aduc. Nu mai vine. Nu mai vine. Da. Așa, contractul este încheiat așa cum e la nivel de țară, 30 de zile plată, deci nu. Da. Sunteți de acord cu această explicare? Pot că am înțeles, mă, ce e vorba. Da. Deși am fost foarte... Sceptic. Dar asta e logica și chiar... Eu sunt moșoroată, tu nu înțeleg eu, nu se da, absolut orice vă explic, oameni buni. Deci chiar nu cred că a fost vreodată da. Cineva refuzat. Mai e ceva numai, nu? Vreau să-i citesc ordinea de zi. Nu, ce desfile de deci, aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății, conform prevederile articolului 11 din alineatul 2, literajă din actul constitutiv al societății, coroborat cu articolul 29, articolul 64 din OG, numărul 109 din 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Deci ei, practic, cred că puteam înțeles eu și-a dat demisia în doamna, știți? Și acum sunt în, pentru a veni altcineva. Și în puterea decizia persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și o înregistrare a hotărârii adunării generale, coordinarea acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. 1 și 2, astea sunt. Sunt lucruri pe care e funcționarea crabului. Deci, sau crabul ăsta, toate OAT-urile sunt acționare, mă rog. Da. Da. Asta este. Gata? Și la diverse... Da, să... Votăm. Da. L-am votat? A votat. A votat. Nu, nu aveți ce stipula. Mai este ceva? Nu, nu. Acum, dacă la diverse, cineva vrea să plece o problemă, vă răspund. Să scrie și la drag. Haideți, doamne.
data de 7 aprilie. Și aici o să avem nevoie de doamna directoare Iordache. Am vrea ca să implicăm și copiii în școli. Liceul din Onești, prin intermediul asociației care există la nivelul câțiva elevi, și-au exprimat dorința de a participa la o învăduire. Am discutat cu șeful de UCOR. Este de acord să facem o acțiune de împăturire a unei zone în care este necesar la poporul silvic. Mi se pare normal să măcar elevii clasele a 8-a, că sunt cei de liceu, ca și elevii clase a 8-a să participe. Am văzut foarte cântați când am mers la pădure, când am avut proiectul acela Curățăm România. Și bineînțeles și dumneavoastră, dragi de consilier, sunteți invitați la această acțiune din pădure. Eu zic că este o acțiune frumoasă pentru comună și... La care ce e? Ei la asociația asta sunt de mai care. Cum se numește asociația? Așa am discutat. Dacă școala de la noi vrea să se implice, va veni domnul președinte de asociat la această asociație, îl cheamă domnul Iulian Bort, va veni la dumneavoastră, vă veți semna un parteneriat. Cred că și școala va fi încântată de așa acțiune. Ei au fost foarte gândați. Acum avem o problemă. Sunt așa de mulți copii tineri care vor să vină, că nici nu reușesc să-i aducă. Mai vedem cum, cam ce număr de... S-a mai făcut. Deci pe 7 ani. Bine, ar fi de asta. Da, au zis că chiar o vor pune la dispoziție ca tinerii noștri să învețe ce înseamnă pădurile, să facem. Era pentru să... Atunci era o asociație Lions, care ajuta copiii cu dizabilități, a fost cu membru la aceea. Da. Atunci am venit cu câțiva aici la măsere, am plantat frumos, foarte frumos. Așa cred că va fi și acțiunea asta. Au vrut să vină în weekendul ăsta, dar ținând cont că vremea nu o să permită, am amânat-o pe vinerea viitoare. Pe 7 aprilie. Dar ce zic? Da, vom pune pe Consiliul Local și vom face și o postare publică, poate chiar sunt și cetățeni care vor. Ca să și ziceam, zic, sigur la acele licee, sigur vor găsi, dacă sunt în această asociație, copiii de la Mănăstirea Cașilor. Pentru ei va fi și mai ușor, vor rămâne aici și vor pleca direct la deal. Și dintre noi, că de asta este sistemul ăla de plecare de aici. Asta vă voi pune în momentul în care vom face și protocolul cu școala, vom stabili cu ei când pot ajunge și vă voi anunța pe grupul consilierilor locali și vom face și public pe site-ul primării. Este o acțiune a comunității. Sunt silențios, da.